stimațele doamnelor și domnilor profesori, bine ați venit la manifestarea în cadrul celei de-a patra zi a zilelor municipiului Roman, ediția 2019. Astăzi vom urmări cea de-a noua ediție a concursului de scenete istorice. Sunt înscrise la concurs cele 8 formații ale liceilor din cadrul municipiului Roman, în ordinea stabilită. Și cu asentimentul nostru, invităm domnul primar Lucian Ovidiu Micu pentru a vă adresa un mesaj. Bună dimineața tuturor! Vă mulțumesc în primul rând pentru faptul că v-ați înscris din nou la acest concurs de scenete istorice. Pentru a ne construi un viitor, trebuie să ne cunoaștem istoria și trebuie să ne respectăm înaintașii, iar ceea ce faceți voi, dragi copii, este un lucru remarcabil și vă mulțumim pentru acest lucru. De asemenea, profit de faptul că sunt în fața voastră pentru a vă lansa o nouă provocare și o nouă modalitate de a ne cunoaște mai bine. Vreau ca începând de anul viitor, sau de săptămâna viitoare, cer scuze, să ne întâlnim mai des, să creăm o așa zisă oră de administrație publică, pentru ca voi, generația tânără, încă de la nivelul liceului, să cunoașteți mai bine cu activitatea primăriei, cu ce se ocupă o primărie, să vă prezentăm și posibilitățile de carieră în cadrul primăriei și, de ce nu, să vă orientați spre studii legate de administrația publică, care, de viitor, să vă aducă și o carieră de funcționar public. Dar voi publica săptămâna viitoare un calendar, voi detalia și acest proiect și sunt convins că vom ajunge să ne cunoaștem mai bine și, în același timp, obiectivul principal, voi să înțelegeți mai bine ce înseamnă calitatea de funcționar public și cu ce anume se ocupă o primărie. În rest, vă doresc mult succes. Vă rog ca la sfârșitul acestei competiții să rămâneți cu toții pentru a fi împreună la înmânarea premiilor și să facem, de ce nu, și o bordă cu toții la final. Mult succes și tuturor! Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Să ne vedem cu bine la sfârșitul evenimentului. Invităm în scenă elevii de la Colegiul Național Roman Vodă. Ei au pregătit Scenete Istorice, o scenă memorabilă din trecutul românesc medieval. Profesor coordonator, doamna profesor director Mihaela Tanovici și doamna profesoară Cristina Radu și doamna profesoră Mihaela Pălători. Iar așezând cu el alături, una fină îi întinde părul ei cel negru.
bat, unde mă tați, se desprinde. Lasă-mi lega mea viață de alta. În brațul tine. Și durerea mea ce aduce cu durerea ta a lui. Scris în partea vieții este și de veacul și de stele. Eu să fiu a ta stăpână. Tu stăpâna vieții mele. Și cum o privea sub tatăl, de se îndeplă, dispare. Iar din inima lui simte un copac în cărăsare, care crește într-o clipă ca în veacul, mereu crește. Valui ramuri peste lume, peste mare se lăsește, umbra lui cea uriașă orizontul îl prinde și sub dânsul universul, într-o umbră se întinde, iar în patru părți a lumii pe deșiruri, munții mari, Atlasul, Caucasul, Taurul și Balcanii s-au luat. Vede Eufrat, Tigris, Nilul, Dunărea bătrână, umbra arborelui palmic peste toate este stăpână. Astfel, Asia, Europa, Africa păie cu schiuri și corăbiile negre legănându-se pe râuri. Valurile verde grie legănându-se pe lame, mările zâmbitoare și cetăți lângă limană. Toate se întind înainte ca un uriaș popor, de țară lângă țară și popor lângă popor, ca prin negul alburie se străbă și se prefac, în întinsă părăție, sub o umbră de copac. Visul său se închiripează și se întinde fluturește. An cu an împărăția tot mai largă se sporește. Iar în flanda cea verde se înalță an cu an, neam cu neam urmându-i zborul și sultan după sultan. Astfel, țară după țară, drum de glorie îi deschid, până în Dunăre ajunge furtunul surbaezit. Iată vine un sol de pace cu năframul vârf de băț. Baiazid, privind la dânsul, întreabă cu spreț. Ce cauți aici? Noi, bună pace! Și de răfi cu bănat, domnul nostru ar da să bază pe măritul împărat. La un semn, deschise-i calea să apropie de cor. Un bătrân, atât de simplu, după vorbă, după porc. Tu ești Mircea? Da, mă. Am venit să-mi gândi. Se nu, schimba ta curând în programul de spine. Orice gând ai împărat. Și oricum vei fi sosit, cât suntem încă pe pace, eu îți spun bine-i venit. Despre partea închinării însă, Doamne, să ne ierți. Dar vei vrea acum coaste și război ca să ne cerți, ori vei vrea să facem coasă de pe acum asta care. Să ne dăruiți și nouă de mila Măriei tale. De-o fi una, de-o fi alta, ce e scris și pentru noi bucuroșul ducetor. De pace, de război. Cum? Când lumea mi-e deschisă a privi, gândești că pot ca întreg aliotmatul să se împiedice din ciot? Nu nici nu înțeleg vorbele câți în care mi s-au pus. Toată floarea cea vestită a trebuie a pus, tot ce stă în umbra crucii, împărați și rest se adună, să dea chip cu uraganul ridicare se înlună. Îmbrăcat au sale lucii cavaliere de la Marta. Papa! Au lui trei coroane puse una peste alta. La Nicopole, văzut ai câte tabele s-au strâns, ca să-mi stei înainte ca și zidul neînviz. Dar, pe grunta în vitejie, cu teatră întoiat, și furtat de privință să mă împiedic de un moșneag? De un moșneag? Da, împărate. Căci moșneagul cel cu vești nu e un de rând. El este domnul țării românești. Eu nu ți-aș dori vreodată să ajung să ne cunoști, nici ca Dunărea să ne ce spune gând a tale oștri. După vremuri mult veniră, începând cu acel oaspe ce din vechi se pomenește cu Daria lui Stasca. Mulți durare peste vremuri, peste Dunăre prin vot,
de-au trecut cu spaima lumii și mulțime de noroc. Împărați pe care lumea nu putea să-i mai încapă, au venit și în țara noastră și au cerut pământ și apă. Și nu voi ca să mă laud, nici că voi să trebuie să mânt, cum venirea să procură toți o apă și un pământ. Te fălești că înainte ți-l spunat ai val vârtej, oștile leite în zare de împărat și de vârtej? Tu te lauzi că a pus înainte, ți s-a pus? Ce-i mâna pe ei în luptă? Ce-a vorbit acela pus? Laurii voiau să-i smulgă de pe fruntea ta de fier. A credinței grâință că ta orice cavaler. Eu îmi apăr sărăcia și nevoie și neam. Și de-aia tot ce mișcă în țara asta, râu, ramă, pe prieten numai mie. Iar ție dușmanii este. Dușmănii vechi de toate, fără aprinde chiar de peste. N-avem muștă, dar iubirea de Moșie e un zid, care nu se înfiorează de atacare, mai a zid. Și aflat pe tot bătrânul, ce mai frat, ce mai zbucium, podul plăcotit de zgomot și de arme și de bucium, iar la toala lui cea verde, mii de capete pletoase, mii de cuipuri rugitoare ies din umbra tunecoasă. Călăreți în umbru câmpul și răiesc după un semn. Și în caii lor să-l bate și bat cu scările de lemn. Pe copiii au fugă în fața negrului pământ. Lămți scânteie lungi în soare, arcul se întind în vânt. Și ca nouă de aram și ca robotul de grinde, orizontul întunecându-l, vin săgeți de pretutindeni, vâjind ca vijelia și ca plesnicul de ploaie. Urlă câmpul și de tropot și de strigă de bătaie. În zadar strigă împăratul ca și leul în turbare. Umbra morții se întinde tot mai mare și mai mare, ca potop ce prăpădește ca o mare turburată pe strâncească păgânătatea ca treaba furturată. Acea grindină oțelită spre Dunărea română, iar în urma lor se întinde palmă, armia română. Pe când oasta se așează, iată soarele apune. Voind creștetele înalte ale țării sunt comune. Cu un nim de biguință fulge lung încremenit, mărginește munții negri în întregul asfințit. Și din negru, dintre cotit, pe cuvânt s-arată luna. Doamna mărilor și a nopții, varsă liniște și somn. Lângă corpuri, unul dintre fiii palnicului domn stă zâmbind o amintire pe genunchi scriind o carte. Soptimiță dragii sale de la Argeș și mai departe. De din vale din rovine, grăiesc, Doamnă, către tine. Nu din gură, ci din carte. Că ne ești așa departe. Te-am rugat, mărit, rugat, să trimit prin cineva cei mai mândru în palea ta. Codrul, cu boiene, ochi, frânge. Că și eu trimit de voi cei mai mândru pe la noi. Oastea mea cu vreamurile, codrul și cu ramurile, coipurile și cu penele, și să știi că sănătos, că mulțumim lui Hristos. Te sărut, Doamne, frumos. Iar noi, Sfântă Cetate, vă purtăm dorurile toate. Și trimitem pe la voi cei mai mândru pe la noi. Codii cu boienile, ochii cu sprâncenele. Sufletul lor. Și mulțumim lui Hristos, vă sărut cu dor pe tot. De așa vrem să-ți mie micire cronicarii și capsozii.
Veacul nostru ne lungură saltimbanci și erozii. În izboarele bătrâne pe evoi mai pot să caut. Au cu liga visătoară, cu sunete de plaut, pot să întâmpi patrioții ce au venit de atunci încolo. Înaintea acestora tu ascunde-te acolo. O eroi care în trecutul de mămic v-a dumbiseți, ați ajuns acum de modă de vă scot din retopiseți. Și cu voi ca pându-și nu la păcitează toți nerozii. Mestecând veacul de aur în noroiul greu al păcătorului. Rămâneți în umbră sfântă, vă sărați voi mușatii, descălecători de țară, rădători de legi și dati, ce cu plugul și cu spada ați întins moșia noastră. De la munte până la mare și la Dunăre albastră. Dar lăsați măcar strămoșii ca să doarmă în colp de cronici. Din trecutul de mănică va plini cel mult ironici. Cum nu vii tu țepeși, Doamne, ca purând mâna pe ei să-i împarți în două cete, în spintiți și în mișei? Și în două teniți lage, cu deasila să-i adun, să dai foc la pușcărie și la casa de nebun. Păsările au început cu verbul din buția lor, se aude cucul cântând,
Sarele răsare și ștema zace, ce nepăsare! Culcă-te frumoasă, doamnă! Ei, da, da, fie, în roia leagă-te. Rămâi tu, Ana, cum s-o trezi să mă vestești, auzi? Da, doamnă, nu-i simica, te cunoaște pe la domnul. Dar, sunt dulce și mai dulce, ca la un copil de țâță, scăldat și plinit. Ce zile o să-mi vorbesc și ce nopți în ochi. Toată nopticica m-a apucat, să vedem ce face. Ah! Ce? Te-ai speriat, oară? Dă-mi pietrele într-o parte. Credeam că dor, doamne, credeam că dor. Vino cu oară. Așa, așa. Credeam că dor. Dormi, șansă dor, șansă dor. Noapta? Acum ieși. Nu vreau să fiți scos, haine. Mi-a zis să vestesc. Lasă, oară, pe viața doamne să se întinde o leacă. Pe doctor cum ne-a făcut să iasă, în curând o să aibă de lucru. Oară, ție nu-ți place să vorbești cu mine? Stăpâne. Doamne, o, rare. Ești ca un câine scăpat din jujău. Oh, oh! M-a dus iubirea ca vântul și m-a dus grijea ca gândul. N-am împălit nici deal, nici vale. Mi-a prestit calul, am prins altul. Al cui o fi nu știu. Și-am ajuns. Tot? Tot măria ta. Oană, să mă iubești ca un frate. Cum ți-am spus, Rareș? Ca un frate bun, din aceeași mamă și din aceeași... Cum? Din aceeași mamă. Da, două ramuri ale aceleași de jartă când Rareș, tot s-ar te aștepta. Ai... Ce? Nimic. Na, ia cartea asta. Bagă-o în sân. Ia sapă pe cetie. Pune cai la un molac, alege unul din fenecat și la drum. Zi și noapte. Schimbă cai din popas în popas. Și să nu te oprești decât în țară, grea. Acolo să dai în mână mare din vizir și să vestești tuturora să nu uiți pește tunela de posatul lui Alexandru, că el am pus pe Bogdan în scaunul Moldovei și azi, 2 iulie, primești glasul de țel să-l aleagă și pe mitropolitul Gheorghe să-l ungă. Da? De ce te uiți așa? Păi, păi, măria ta. Nu vezi suflarea mea? Nu simți încheieturile mele? Cum să le simți? L-ai auzit pe Ștefan vorbindu-ți vreodată? Nu, Maria. L-ai văzut vreodată lungit în pat? Nu, Maria. Mi-a venit veleagă. O tărie mai altă. Să nu mi-a spus sfârșitul. Ah, oară, oară. Trăiește. Trăiește, mă, Ștefan. Rareș, ca vântul. Ca vântul. Meșterul închideat. Cine? Să intre! Piatra care să acopere cea mai rămas din deșertăciunea omului. Deșertăciunea omului? Deșarca meticul cu boabe când ai golit meticul. Când ai golit meticul? N-ați tot una. Sunt deșert, dar de deșertăciuni niciodată n-am fost nimic. Doamne, ia pe ceată. Tu, de câte mi-ai spus, Maria? Slovele prea mari și prea mică n-am. Să răspuneți, Nena. Și altă aia nici nimeni de. Dacă spune iar o măscură a slovelor, va să mărești, tocmai când se micșorează. Să se ducă din el ceea ce a fost mai simit, poprin și abia așteaptă să-i plinească slovul. El, dar nu eu. Dacă mărești piatra, se supără cel din dreapta și cel din stânga. Acolo sunt toți de opotrivă. Cine se supără? Meștere, păstrează măsura. Nu ți-a cerut lucru primitor, ci cumpănit. Nu ți-am dus, dau pe mână sufletul, ci trupul. Trupul? Cum? Să-l dau lui pe mână să-i dau lui sufletul. Sufletul? Dar ce om ar mai s-a mai nespocit când Dumnezeu nu mai aduce de lui? Taci, simți ce ne dumești. De mult îi deșteptat. La cuvântul tău lui cu ce nu mi-a dat veacurile? Care veacul, bună mea, Marie? Ălea trecute sau ălea ce vorbim? Din ălea trecute a ieșit, nu puteai vedea din ceea ce l-ai învățat. Cele viitoare, care înțeleg cumva de ce vrei de zi asta? 100 de zile ca ziua de ieri? Oare, cu pahar de apă. Oh, oh, oh.
ca doi oameni care ieși din același om, unul rănit, celălalt rănit. Mie milă de cel rănit, mă duc după cel rănit. Pentru momentul prezentat, în memoria Ștefan cel Mare. Mulțumim de asemenea domnul profesor coordonator care au primit în acest moment, domnul profesor Cătălin Păiuș, doamna profesoară Adriana Andrei și doamna profesoară Daniela Trăscălica. Au prezentat și pregătit pentru noastră, vor prezenta Sceneta Istorică, Fire de Istorie. Profesor coordonator, doamna profesoară Mirela Mihoc, Monica Pescaru și domnul profesor Dănuț Rusu. Iartă-mă, Maria ta, fie voia ta, Doamne, fie voia ta.
de poziția asta nu vei mai putea să vii înainte niciodată. Și nu vei mai putea să pierzi tot în întuneric. Nu mă supără părerile din potrivă, dar mă supără frica și puțărnicia. De viață și pe moarte, stăpânești, băria ta, e tare. Stăpână și doamne în țara asta, pe care am văzut păstrare. Iar eu aș vrea să dau aceste țări și neamul ei de... să dau acest... Ar trebui să găsim taina care ne-a ținut aici, o mie și mai bine de ani. Noi suntem aici de la începutul începutului, pentru că știți taina rândării omenii și înțelegerii curincioase. Duceți-vă popor și spuneți că merge să ne potrivim turcii. Și cine nu este alături de mine, oștea, boieri sau om de rând, este împotriva țării. De atunci, anii au vrut să se scurgă către mine. Și odată s-au prăbălit cu baie de păcărilor bărbați. Ia mai vorbim noi cu sulița, după cum ne-au ajutat cu putere. Și să nu vrei cu păcat, ne-au cam ajutat. Vitejii românilor li s-a dus focul. Când n-am mai putut, ne-am căutat adăpost în inima codului. Cartea mea, iubite cititorule, va fi poate înghițită de aripania ca timpul. Dar atât timp cât despre înțelepciunea acestui domn și vitejia neamului său vor susura izvoare, vor șopti frunzele în bătaia vântului și va sta mărturie cremenea munților, putem dar măsura istoria fără să plecăm o zi. Să ne ajunge și să strige la noi că suntem sărați și fără de
și-a mai spus că de nu trebuie până în doamnă, vai de capul și de drumul mea să fie. Acolo stau și mă gândesc unde să plec și cum să fac. Dar voi la noi n-a venit. A văzut că avem și noi drum asta din hanul calea drumeților ostiliți, că pe aici trec cei ce vin din țara de sus în țara de jos și cei care merg în țara reșească și chiar pentru împărăția Rusiei. A venit boierul să o frunce așa zis să plecăm, că nu este locul ăsta. Dar eu i-am zis, boierule, dacă mai taie și locul, și drumul, și vală, arată îndreptările și vizul de la domnie. Că eu așa știu, dacă n-ai, înseamnă că că locul a fost așa să primul. Și apoi mă vedea noi ce și cum. Dar ți-ai găsit. O zis că o să scrie vizul pe scânare cu piciu. Vezi? La unul sărac, nici voi nu vreau. Și dreptatea să alege în capul spate. Dar tu, că am auzit că a venit artificiala, că nu am fost cu dragoste. Dacă s-a întâmplat și-a auzit o să meargă și-a dat răzcantul de toate. Fata mea, vezi studia de care, nu te amestecă în vorba celor părăuți. Tu nu știi vorba. Corp la corp nu scoate ochii. Dacă așa o vrea cel de sus, să plecăm de pe aceste meleaguri într-o binecuvântare, o merge unde o vedea corp. Că și pasărea călătoare, măcar că pleacă, tot are un cuib la care se întoarce. Numai noi la corp. Se vede, mă rog. Dacă e lumea asta e pe dos, toate merg cu sus în și puțin suie. Mulți coboară, unul numai celălalt. Ajutor, oameni! Ajutor! Iată ce! Parcă strigă cineva! Ajutor! Așa e, strigă cineva! Haideți, oameni, cum să-l ajutăm pe sărmanul rău! Ușor, puneți-l pe la vitrat. Pare că e rând. Ce pare rând? Are piciorul strânit. Bine nu te face. Atât de frate niște coțe de varză și uștercat. M-a stat pe parte și nu poate că eu te veni și îmi ține cu mine. Trebuie să fie cu piciorul la loc. Supărarea noastră, boierule, e pricina.
grea. Aici la codă ne-ar putea ajuta. Și nici atunci nu se știe. Codă? Spuneți oameni. Cunosc oameni mari la telefon. Și dacă dreptate este de partea voastră, s-a găsit o cale de izbăvire. Uite, boierile care e vicina. Ne-am așezat și noi aici. Unde Moldova se vasă în Siret, că locul e bun și roditor. N-am asuprit pe nimeni și ne câștigăm cu sudarea frunții o bucată de pâine. La este ciupă pe nume Stoprocea, care nu mai e cafe de noi, ci vrea puse să ne izbonească, se întindă el cu moșia. Boierule, domnul Romașcane este cu milă pentru noi. Dar cum să ajungem noi la Maria sa? Că până la Dumnezeu putem mănâncă singur. Dacă asta vrei să supărarea, atunci vă păgăduiesc. Păi vă spune lui Codă, supărarea voastră, dacă de toate este de partea voastră, Codă vă va da pe soft de stăpânire asupra acestor locuri, vouă și urmașilor voștri. Acum, tare v-aș mai ruga să mă dați mult pe cap, să mi-ar da lucru. Poate nu are și mei mă caut. Hai să mergem cu el, ca nu te așteaptă. Rămâneți cu bine oameni și păgăduința mea să nu uită. A plecat cu el, dar nu mai e de nou uitat de noi. Dar eu mai știu o vorbă. Deșteptul păgăduiește și prostul trage nădejde. Când a venit Hristocul de la Vodă, a venit voier să o croce și-l trimite-n băiecul în vejene. Ei, poporogare, nu vreați plecat încă? Ce tot stați și mergiți pe aici? Faceți bine și scrieți vorbă dumneșteamnă, plecați și de vedea Vodă, că aici ori nu stăpâni. Stai, boierile, că nici așa nu-i așa. Noi așteptăm Hristos de la Vodă, că a fost un boier de la curte și ne-a făgătuit. Care e Hristos? Care e Vodă? Care e boier? Băgați fărmiște în cap. Altfel, vă dărăm bordeie. Lasă, boierile, nu mă întrebăți ca dumneavoastră. Mai sunt și oameni cum pe lumea asta. Măria Zara, m-am fost deputat, doamna sa, Anastasia. Bun găsit, oameni. Păi, ăsta-i boierul nostru. Să trăiești, Maria ta. Și iartă vorbele toate pe care le-am spus. Dar vezi, noi n-aveam de unde să te cunoaștem. Așa-i, poate, Gheorghe. Eu sunt boierul pe care l-ați împrăjit și l-ați venit. Dar eu sunt chiar domnul vostru, Romașcane, și aceasta este doamna mea. Asta așa-i, n-aveam voi de-o să știu. Dar, vedeți, voi, eu n-am uitat nici de făgădința făcută, nici de fapta voastră. V-am adus Hristos de stăpânire asupra pământului de la Veți și dreptul de a face așezare aici pe malul Moldovei. Dăm Hristos. Ia uitați oameni buni ce-am scris. Eu, Roman Podă Mușac, cu voia lui Dumnezeu Domn, stăpânind țara Moldovei de la munte până la mare, hotărăsc pământul de lângă apa Moldovei și a Siretului se dă în stăpânire celor ce s-au așezat primii aici și urmașilor lor. Cu dreptul de a trebui așezare la răspunce de drum. Așezarea se va numi Roma, pentru dreapta aducerea aminte a peste dreapuri a noastră și a întâmplărilor noastre de lângă apa Moldovei. Iar cu ta, boierule, să lași acești creștini buni în pace și să spun gândurile de la aceste locuri. Iertare, Maria ta! Luați această pungă cu galbe, să zidiți biserică mare, să dăruiască în timp. Vom trimite preotul la curte să îngrijească de tine ei și de sufletele voastre. Mulțumim măriilor voastre. Vom avea grijă ca altarul vostru să fie prețuit și respectat de toți ai noștri și de urmașii noștri. Rămâneți sănătoși, oameni. În voie mi-e nădejdea că așezarea Roma va crește și va dări în timp. Iar numele nostru va fi pomenit în veci de neamurile urmașilor de ei. Să trăiești, Maria ta! Sub conducerea doamnei profesoare Gabriela Aioane.
Chimii de Amăzenea, elevii colegiului tehnic, erau costit. Vă așteaptă să le dezlegați, dar ei nu le înțelegeți.
Așa să fie, pentru bătrânețile mele, această liniște. M-a lăsat lumea în mușatina lui Roman I. Și cu voi doi au primit o gestie ce se mândresc cu vechimea orbei lor. Pentru slava Domnului și a celor ce slăbesc pe el. Care v-au prezentat Scenete Istorice de la Roman I. Mușat la episcop Mediul. Felicitări pentru doamnele profesoare.